Intervalul de timp necesar pentru a ajunge la locul de muncă diferă de la o țară la alta, în funcție de factori care țin de dezvoltarea urbană, densitatea populației sau infrastructura de transport. Potrivit unui studiu realizat de Eurostat, peste 3,1 milioane de angajați români fac mai mult de 30 de minute până la serviciu. Astfel, în România, timpul mediu petrecut pe drum spre serviciu este de 27 de minute, dar acesta este printre cele mai mari din Europa. Doar 55% dintre angajați fac pe drumul până la serviciu mai puțin de jumătate de oră, în timp ce aproximativ 38% petrec pe drum spre locul de muncă între 30 și 60 de minute. O navetă mai lungă de o oră fac mai puțin de 5% dintre români. Țările unde naveta de acasă la locul de muncă durează cel mai puțin sunt Cipru, 19 minute, Grecia, 20 de minute, Italia și Portugalia, ambele cu 21 de minute. La polul opus sunt Letonia, unele persoane ocupate fac zilnic o navetă de 33 de minute, urmate de Ungaria și Luxemburg, ambele cu 29 de minute.